Președintele Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea a declarat după Comitetul Executiv de la Sinaia că partidul pe care îl conduce ar putea încheia alianțe electorale cu UNPR și ALDE. Dragnea spune că le va propune celor din ALDE și UNPR să meargă pe liste comune, mai ales în localitățile unde există șanse reale de câștig. Senatorul ALDE Gorj Dian Popescu afirmă că există posibilitatea ca și la Gorj să fie încheiate astfel de alianțe. Liviu Dragnea a ținut să aducă clarificări după Comitetul Executiv al Social-Democraților de la Sinaia despre alianțele electorale. În ceea ce privește politica de alianțe a PSD, am decis joi că vom propune UNPR un proiect de acord de colaborare care să dea posibilitatea tuturor organizațiilor PSD și UNPR ca acolo unde consideră că este eficient pentru procesul electoral și se măresc șansele de câștig în alegeri, pot încheia alianțe electorale în condițiile cele mai bune din punct de vedere al șanselor de câștig. De asemenea, vom propune un acord și colegilor din ALDE care să cuprindă aceleași condiții. Nu vom face alianțe electorale cu alte formațiuni politice. Dacă colegii din UNPR vor agrea propunerea noastră, vom semna acordul cu ei. Separat dacă cei din ALDE vor semna acordul cu ei, dar cu nimeni altcineva nu vom încheia alianțe electorale, a precizat Liviu Dragnea. ALDE Gorj nu exclude încheierea unor astfel de alianțe electorale. Posibil să existe alianțe la Gorj, dar din punctul meu de vedere, în alegerile locale, participarea va fi, cel puțin cum se vede acum în prima fază, va fi independent unul de celălalt. Că după aceea, în consiliile locale și în consiliul județean se pot face alianțe după alegeri. Este un alt subiect. În cazul încheierii unei alianțe la Gorj cu UNPR, Social-Democrații ar putea să-l susțină pe Robert Filip pentru primăria Rovinari.